a fost mai întâi o eliminare a lui Iacob de la Victoria Brănești și în urma acelei eliminări a unui fault dur a venit această lovitură liberă pentru Universitatea Cluj. Adrian Piț reușește să înscrie și acesta a fost unicul gol al partidei. Universitatea Cluj, Victoria Brănești, 1-0. Piț venit de la Roma, cred că e la primul gol pentru Universitatea Cluj de la venirea la Cluj. Și iată, revedem golul marcat de el, golul care duce Universitatea Cluj în optimile de finală ale Cupei României.